Avem informații de ultim moment venite de la Primăria Capitalei legate de circulația în București până la urmă și de o intruziune în semafoarele din capitală făcută cel mai probabil de niște hackeri. Viceprimarul Capitalei în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara! Bună seara! Spuneți-ne, vă rog, ce s-a întâmplat? Ieri, respectiv astăzi, am constatat că anumite puncte de semaforizare au fost penetrate prin deschiderea casetelor care conțin programul de trafic și modificate acestea în sensul în care semafoarele dădeau aceeași comandă pe verde din ambele sensuri sau din sensuri opuse, precum și eliberau culoarea verde pentru pietoni odată ce era eliberat, deci apărea și culoarea verde pentru autovehicule. Din acest motiv, astăzi am înțeles să depunem o plângere penală și așteptăm mâine să vedem care... Înțeleg că suspectați o mână criminală. Da, sigur că da, pentru că numai niște oameni care știu ce au de făcut pot introduce în interiorul echipamentelor programele astfel încât să se schimbe maniera în care acestea normal sunt programate să execute culorile semaforului. Bun, adică presupun că sistemul acesta e unul protejat, nu? Sigur că da, toate sistemele sunt protejate, însă din păcate aceste casete care conțineau aceste informații, repere tehnice, au fost deschise și s-a introdus o nouă programare în interiorul acelui sistem. Bun, aveți vreo suspiciune? Deocamdată nu, mâine dimineață vom mai avea încă o ședință tehnică să vedem ce urme au rămas în memoria. Dar credeți că problema s-a rezolvat? Sau... Da, la acest moment vă putem spune că a intervenit compania de trafic din Primăria Municipiului București. La acest moment, practic, nu mai există niciun risc. Circulația se desfășoară în siguranță. Am dispus ca în această noapte toate aceste locații unde există suspiciuni să fie monitorizate de către poliția locală. Dați-mi niște exemple de locuri unde au existat aceste suspiciuni. Da, deci în zona policlinicii Titan există mai multe, deci practic intersecția din zona policlinicii Titan. Am înțeles. Acum am luat toate camerele de luat vederi din acea intersecție și încercăm să identificăm persoanele care au accesat acele cutii tehnice. Deci, practic, nu s-a intrat în sistemul informatic, ci în cutiile amplasate în exterior, cum exact, ar veni. Am înțeles. Exact. Deci s-a acționat din exterior, pe spațiu public, direct asupra casetelor casetelor pe care aceste echipamente de semaforizare le au. Dar cine cunoaște amplasamentul acestor casete? Nu știu, în afară de noi, Primăria Municipiului București, ar mai fi cei care au avut în supraveghere, dar nu putem vorbi la acest moment de alte indicii sau date până mâine, când nu vom avea absolut toate informațiile. Am înțeles. Și puteți să ne explicați un pic cam care au fost riscurile care au existat în perioada aceasta pentru șoferi până la urmă? Sigur că da, riscurile erau ca semaforul de verde pentru mers înainte să fie pe verde, aceeași culoare să fie și semaforul din dreapta sau din stânga, care normal ar fi trebuit să aștepte. Asta am spus. Deci toate semafoarele au fost schimbate în aceea că... Deci practic se puteau produce niște accidente destul de grave, dacă nu chiar fatale, da? Deci este o chestiune de siguranță rutieră și o chestiune foarte serioasă, iar ceea ce s-a întâmplat este foarte atipică, iar așa cum am spus, revin și arăt că numai persoane care cunosc foarte bine sistemul puteau intra și implementa o nouă comandă ca semafoarele să reacționeze în acest fel. Am înțeles că mâine veți face plângere? Nu, deja am depus plângerea penală. Am depus plângerea penală. În seara asta luăm toate camerele video din zonele unde avem aceste informații să vedem cine a umblat sau dacă avem persoane care le putem identifica că au acționat în acest mod. Mulțumesc foarte mult, domnule viceprimar, pentru aceste explicații. E extrem de grav ce s-a întâmplat.